Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! L-am invitat pe inginerul Ioan Rime Albescu, redactor șef al revistei Știință și Tehnică vreme de 20 de ani. Și împreună cu colegul Cristian Român o să dezbatem un fenomen care mie mi se pare că s-a așezat foarte interesant așa, legând educația de cercetare de public, ideea asta cu școala altfel, la care am și fost toți trei în câteva locuri, și care este, din punctul nostru de vedere, interesantă pentru că putem să-i stăpânim pe cei mici. Deja va fi o discuție despre locurile în care am fost și cu lumea cu care ne-am întâlnit. O să fie la un moment dat un mic reportaj pe care îl face colega Nicoleta Angel la Spitalul Obregea și datele, informațiile pe care simțim că încă putem să vi le spunem în primăvara asta care este. Așadar, am fost prezenți împreună la Ploiești, Sibiu și marginea Sibiului. Separat de asta, în două locuri în București au fost redactor de știință de la revista Știință și Tehnică. Am mai fost eu la Cernavo de la întâlnire cu școala de unde vine echipa care face Atlanticronul, tabăra Atlanticron în fiecare vară. Despre întâlnirea de la Târgu Jiu v-am vorbit într-o altă emisiune. Hai să începem așa. Vă arăt în primul rând opinia națională și să vă spun că este vorba... E o revistă de educație a Universității Spirul Haret, dar în care este vorba și de cercetare pe diverse planuri și în timp vă mai arăt câteva din revistele pe care le-am. Domnul Pescu, hai să începem cu Ploiești. N-ați mai fost de mult la o întâlnire cu elevii, concurs, da. Mare concurs. Da, am fost plăcut surprins să văd că în continuare elevii sunt proaspeți, sunt interesanți, competenți și foarte, foarte aplicați. Evident, nu toți sunt la fel, pentru că dacă ar fi toți la fel, ne-am plictisit până la urmă. Foarte frumos. Dar am salutat această inițiativă, nu inițiativă, se pare că este o tradiție acolo la Ploiești, care reunesc mai multe licee, mai mulți reprezentanți din mai multe zone, cu mai multe secțiuni. Noi am fost la fizica aplicată, care a fost mai aproape de, să zicem, spiritul ingineresc. Și mai spectaculoasă, mi s-a părut. Spectaculoasă. Încă o dată s-a dovedit că omul sfințește locul, adică acolo unde există dascări pasionați, sunt selectați copiii foarte inteligenți și aplicativi și ai ce vedea. Într-adevăr, o fac cu o mare pasiune și probabil că în viitor vor fi niște oameni pe care societatea se poate baza. Au ieșit în evidență comete, așa cum a fost băiatul acela care a intrat în zone pe care cercetarea actuală sau aplicația actuală le pipăie, de-abia se construiesc, mobility se numește. Deci, exact tot ceea ce exista și pe vremuri, numai că cu alte personaje. Acum, inițiativa asta de a concentra într-o zonă altceva, respectiv tot felul de lucruri care nu se pot încadra într-o programă și o structură obișnuită a școlii, este binevenită. Poate că ar trebui totuși să existe o structurare mai clară, pentru că am văzut, au fost și excursii alături de comunicări științifice, au fost și... competiții sportive și altele și altele. Așa trebuie foarte bine. Cred că așa eu nu e sunt. La liberă, cum să zic eu, liberă alegere. La liberă alegere. Profesorii decid ce e mai bine în momentul respectiv. La școala altfel. Școala altfel se numește. Da. Deci cum învățăm altfel? Ah, da, dacă o excursie poate să fie o... Eu nu știu cum s-au făcut excursiile, dar dacă o excursie, într-adevăr, este o explorare în care cercetezi, cauți, identifici... Păi pot să vă spun așa, te întrerup ce spun, atât observatorul astronomic, cât și muzeul Antipa, cât și muzeul de geologie, au fost bombardate. Istorie, muzeul, deci peste tot.
Da. Peste tot i-am văzut. Da, și era ca... Bine, atunci nu înțeleg altceva. De ce numai într-o săptămână aceste instituții, care sunt extraordinar de bogate în sensuri și cu un potențial fantastic educativ, sunt valorificate doar în săptămâna asta? Nu, ele sunt deschise, dar acum, fiind deschise de dimineața până seara tot timpul, copiii au putut să plece de la școală împreună cu profesorii lor. Eu le urez să plece mai des. Dar hai să ne întoarcem la întâmplarea de la Ploiești, în care au venit copii și au ținut, uite, magie prin prisma fizice. Vă arăt o lucrare, doamne, serioasă, sănătoasă. Erau plini de ei, așa, când ne povesteau nouă. Ceva ce le-a plăcut la amândoi, tubul cu flăcări al lui Roiber, de buzoieni. Da. Sunt aplicații foarte interesante. Evident, nu e cercetare științifică. În multe dintre aceste lucruri nu e cercetare științifică. Sunt niște realizări cu totul deosebite, însă mie mi s-a părut chiar un spectacol al științei. Ei au făcut un spectacol al științei, însă au fost și câteva chestiuni care au fost de cercetare științifică. Asta m-a uimit, pentru că în clasa 10-a și 11-a să faci cercetare și autentică cercetare științifică este ceva foarte deosebit, foarte deosebit. Au fost asemenea treaburi. Premiul întâi la secția noastră, de altfel va fi prezentat la emisiunea Forum IT, a și fost înregistrat, va fi chiar în sâmbăta dinaintea Paștelui și spunea Cătălin Grosu că a fost uimit de ce a putut să face băiețelul, ca și noi ne-am mirat. Băiețelul iese cu totul. Un piteștean. Au mai fost din Bacău, din Bitcoin, bineînțeles, din Bălinii de Munte, din detașat. Da, bucureșteni, și premiul a fost al unui piteștean, premiul întâi care s-a luat acolo. Cel din Bălinii era cu un aer de doctor, așa, de viitor universitar, care o să țină lucrarea. Premiul 2, cel cu limbajul informatic și cu... Da. Nu știu dacă era din Vălenii de Munte, dar oricum, într-adevăr, era un tip care l-am văzut cu toții ca fiind un viitor profesor universitar. Da. Și noi o să ne străduim ca în timp să-i aducem din când în când aici pe acești elevi care, zic eu, sunt remarcabili. De remarcat însă neapărat profesora Dana Constantinescu, sufletul manifestării, care nu e la prima ediție, ci contează. Acolo unde există oameni extraordinari, se strâng ca la un magnet copii. De altfel și direcția liceului, de toată stima, deci am fost acolo. Bun, și apoi ne-am dus la Sibiu, unde am repetat figura la un liceu despre care te rog să vorbești, pe ce ai fost elev. Este un liceu la care țin foarte mult, este liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, unde ne-am întâlnit cu elevi ai claselor a 10-a și a 11-a într-un dialog despre știință, laboratorul de idei științifice, în care am vorbit despre cosmos, despre proiecte planetare, despre psihologie. Cam tot ceea ce credeam că interesează și, deși nu am prea avut timp la dispoziție, s-a înfiripat și un dialog. Liceul Gheorghe Lazar este un liceu cu mare tradiție, un liceu foarte impozant, un liceu cu profesori deosebiți. N-aș putea spune că și cu absolvenți, pentru că vreau să nu fac un ex... De acolo acest liceu l-am absolvit și mi-e foarte drag, de el mă leagă foarte multe amintiri. Înainte să arăt ceea ce mi-a dat domnul Dumitru acum, să spun că totuși atmosfera la Gheorghe Lazar a fost foarte țapănă. Au stat, au ascultat, au înțeles clar, în timp ce la Eliel Radu, colegiul tehnic Eliel Radu, sigur că era așa altceva, era o altă miză în scenă, așa, dar ieșeau mai liber, spuneau, încercau să impună... Da, acolo a fost, de adevăr, crema tuturor liceelor dintr-o mare parte a țării, la Elie Radu, oameni care veneau acolo să se bată pentru propriile lor realizări, pentru că făceau pledoarie pentru niște lucruri care le-au făcut, pentru care au depus mult suflet și multă competență. În spatele lor stăteau și profesorii și deci era o chestiune de orgoliu și nu numai de orgoliu, dar și de prestigiu a școlii. Deci acolo a fost o competiție, era emulația unei competiții. Dincoace a fost impusă prin prezența poate prea masivă, a fost de fapt președintele marii asociațiuni Astra, care este renumită în Sibiu, domnul profesor Acu. Să-i și arătăm, Dumitru Acu, asociațiunea Astra,
150 de ani de cultură. Dați seama, toată presiunea asta asupra elevilor, monștrii sacri, știi, stăteau în fața lor, pentru că Șaguna, metropolitul Șaguna a fost primul președinte al asociației și în pleiada de președință a asociației sunt toți marii cărturari ai Transilvaniei. Apoi a fost directorul, au fost personalități din inspectorat. Deci atmosfera a fost un pic impregnată de acest spirit sacru, festiv. Probabil că și asta și-a spus cuvântul, mă gândesc eu. Andrei Șaguna la retru, deci unul dintre elevii. Și lista scrisă pe perete acolo, într-adevăr, impresionantă, cultura românească toată. Deci primul președinte al asociației asta. A fost întrevedere interesantă, pentru că ei totuși le-am simțit sclipirile din ochi și interesul. Puteau să nu manifeste un interes, dar erau totuși interesați, mai ales că acolo s-a folosit și material audiovizual, adică au fost proiectate anumite filme, au fost proiectate niște elemente care... Ce mi-a plăcut este că în ambele locuri cineva a fotografiat și a filmat, deci sunt elevi care fac, ne-a și trimis de altfel fotografii de la Ploiești cineva, eu cred că le-am retransmis aici, dar nu știu la care... Există organizații. La Ploiești au fost chiar reprezentanții revistei liceului. Da. Da. Deci am fost prezentată ca fiind redactoră la revista liceului cu un aparat care pe mine m-a impresionat. Aparat fotografic. Nu se înțeleagă. Și cu o săptămână sau două înainte am fost la concursul de roboți Robot Challenge. Erau, trebuie să vă spun, serioase televiziuni de buzunar din astea care filmau, care se băteau, unde erau implicați tot felul de jurnaliști politehniști, bineînțeles, care erau acolo și care dădeau și pe, își făceau propriile emisiuni, dădeau pe YouTube, încercau să facă ceva. Ne-au promis că, că ne dau și nouă și o să avem. Am avut de altfel o discuție despre Robot Challenge cu unul dintre participanții la întâmplarea asta. Asta a fost Sibiu și înainte să trecem la ceea ce cred eu că este miezul discuției noastre, la școala de la Boița, în mărginimea Sibiului, haideți să luăm vizita pe care a făcut-o, ca de obicei, Coleta Nicoleta Angel la Spitalul Obregea, discuția cu profesorul Robilă, care într-un fel s-ar aranja sub un titlu de genul Universitatea altfel. Căci iată ce poate să facă medicina. Cărțile lui Kipling alcătuiesc o lume în care te cufunzi vrăjit și din care ieși îmbogățit, preluând parcă puteri magice. Marile încercări trecute cu succes justifică pe cel care aspiră la calitatea și numele de om. Celebrul poem Dacă este important pentru că pune problema menținerii normalității și este genial pentru că leagă normalitatea de depășirea unor situații anormale. Și dacă corpul tău uzat și obosit îl vei putea forța să-ți mai slujească încă, numai cu străjnicia voinței tale și astfel să stea peste vreme așa cum stă o stâncă. Cum pot fi traduse aceste versuri în termeni psihiatrici? Foarte multă lume crede că i-a rămas voință, dar ce să mai fac? Corpul nu mă ajută. Sunt bătrân. Am avut boala aia, ce mai pot să fac acum? Nu mai sunt tânăr. Auzi mereu formulele astea. Ori englezește și ea la Kipling e să nu te lași. Acest hold on, nu te lăsa. Nu te lăsa. E de altfel și titlul de filme, nu te lăsa. E un lucru formidabil. Teoretic și mie îmi vine să-l spun, însă nu știu, exact nu știu dacă nu m-aș lăsa, pentru că văd că în situații foarte grele, interogatorii, teroare, bătaie, nu știu ce, omul cedează. De ce? Păi m-a bătut și n-am mai avut ce să fac. E, dar sunt și oameni care spune, a murit și n-a cedat și n-a spus. Deci acum alegeți. Chestiunea e că teoretic trebuie să reziști chiar când ultima fibră din corpul tău nu mai poate. Asta este treaba. Uite, acum este foarte cald. E,
ești la limita să-ți dai sufletul. Ne trebuie totuși să hold on. De ce hold on? În primul rând că spui, stai că nu mai e mult. Trebuie să te amăgești puțin. Nu mai e mult. Am rezistat până aici, o să rezist și mai departe. Da. Dacă poți vorbi mulțimii fără a minți și dacă te poți plimba cu regii fără a te îngânfa. Cum pot fi traduse aceste versuri în termeni psihiatrici? Sigur că cu regii, pentru noi o situație mult mai rară, dar nu imposibilă. De fapt, este vorba de cineva extrem, superior, etc. Nici în asemenea condiții de maximă superioritate nu trebuie să uiți cine ești. Adică trebuie să-ți menții personalitatea. Iar invers, în cazuri extreme de, cum să zice, baie de mulțime. Și așa, Kipling recomandă să nu scazi prea mult bunul simț. Adică știm de la vechii noștri conducători și astea că era o pupătură, o nu știu ce. El nu recomandă asta. De altfel, acum o săptămână am văzut cum Sarkozy dădea mâna peste un gard așa. Și hopul nu-i apucă mâna și îl trage. S-a speriat ăsta, au tras de el, nu știu ce. Deci, cred că va fi mai prudent această treabă. Deci, atitudinile care trebuie să le avem e să rămânem noi înșine și în sus și în jos. Asta este vers. Interesant discursul profesorului și interesant faptul că legă literatura, sau folosește literatura IF a lui Rudyard Kipling în tratarea unor boli neuro. Universitatea altfel și medicina altfel și școala altfel, revin la discuția noastră. Și de la Sibiu am plecat împreună în mărginimea Sibiului, în satul Boița. Primul sat din mărginimea Sibiului cu mintri pe Valea Oltului în zonă. Unde am văzut o citadelă sus pe munte. Da, acolo este de fapt acel monument pe care toată lumea îl știe pentru că este reperul trecătorii, da. Turnul Roșu. Turnul Roșu, trecătoarea Turnul Roșu Câineni este marcată deci, de acest turn roșu care era garnizoana austro-ungară care adăpostea pe cei care păzeau granița austriacă de sud și care era vopsit în roșu. Deci garnizoana era vopsită în roșu, se spune, cu sângele turcilor. Eu am anumite rezerve. Dar a rămas turnul roșu. Ce deosebit este că domnul Ioan Albescu ne-a invitat pe Cristian Român și pe mine la un moment foarte special, cel în care cumva se titorește, ca să zic așa, se rebotează școala, care va primi un din moment, toamnă după toate probabilitățile, da. Ioan Albescu, care s-a întâmplat să fie cum să luminatorul locului, învățătorul locului și care s-a întâmplat să fie și propriul tată al invitatului nostru. E, cu ocazia asta mi-am redescoperit tatăl. Eu știam că el a făcut niște eforturi deosebite pentru școala de acolo. Nu, pe de altă parte, eu aveam un manuscris pe care tata l-a lăsat înainte de a muri în trei exemplare, mie, sorei și mamei mele. Trebuie să recunosc că până în aceste momente manuscrisul nu l-am citit cu mare atenție. N-am avut timp, dar totdeauna... Cum se întâmplă? Te iei cu viața? Da, și, viața și de data aceasta l-am citit cu foarte mare atenție pentru că fusesem informat că Asociația Primăriilor din mărginimea Sibiului a luat o hotărâre cum că așezămintele de cultură din comune, din comunele respective, să fie legate într-un fel sau altul de niște personalități ale locului. Adică, sigur, avem tot marele respect pentru Mihai Eminescu, pentru Nicolae Bălcescu, totuși sunt niște nume care trebuie folosite la nivelul de mare personalitate și națională. Nu poți peste tot. Plus că dacă le folosești peste tot, încep să se demonetizeze. Exact, adică este un abuz de uz.
Și atunci oamenii pe bună dreptate, și mie mi se pare o chestiune care merită chiar atenția și a celorlalte comunități, s-au gândit să-și onoreze proprii înaintași. Printre probabil mulți înaintași cu multe merite, există însă și personalitatea tatălui meu, care realmente s-a concentrat asupra școlii din Boița. El în 1934 a scris o monografie a școlii din Boița. Însemnând având... despre școala mea și despre școala țării, de Ioan Albescu, învățător. Și... cu o prefață de Onisifor Dibu și merită spusă poveste. Aici a fost o interesantă experiență, pentru că un învățător tânăr la 24 de ani, care a scris și el 20-30 de pagini, câte sunt în broșurica asta, i-a trimis manuscrisul marelui profesor universitar, doctor la Cluj, Onisifor Dibu. Nu numai că și-a găsit timp să citească această lucrare, care era în manuscris, nu era bătută la mașină, era în manuscris, dar bine scrisă de mână, frumos scrisă de mână, dar mai mult i-a trimis-o înapoi împreună cu o prefață de o pagină și ceva, foarte laudativă, care l-a și obligat ca să o tipărească. Nu știu de unde a făcut rost de bani, cred că într-un număr de exemplare așa de mic, că mai sunt două exemplare la ora actuală, acesta de față și încă unul. Uite, merită să spun cele câteva rânduri ale lui Onisifor Dibu. Mare am cărturar. Citit cu adevărată plăcere schița monografică despre școala din Boița, scrisă de domnul învățător Ion Albescu, și nu găsesc destule cuvinte pentru a lăuda sârguința și priceperea pe care acest tânăr dascăl a pus-o în alcătuirea lucrării prezente. Ce bine ar fi dacă fiecare școală din România și s-ar găsi cineva care să zugrăvească trecutul cu atâta dragoste și înțelegere. E, apoi, mai târziu, prin 1938, a scris o monografie despre Boița, monografie care a retipărit-o în 1990 cu ajutorul unor sponsori. Deci, apoi o lucrare Turnul Roșu, respectiv acel monument istoric de care ai făcut vorbire, Turnul Roșu, monumentul, cazarma aceea care dă nume acestei tricători. Deci mai multe asemenea lucrări. Ultima lucrare la care țin foarte mult și care a fost o lucrare de suflet și realizată pe parcursul a mai multor ani, chiar 10 ani, și care n-a reușit să o publice cât a fost în viață, pentru că toată lumea i-a demonstrat că este necomercială, dar pe care eu am tipărit-o pe spese proprii și am distribuit-o și o distribui și acum, este lucrarea cea mai frumoasă după mine, Dascăl ziditor de suflete, este esența crezului pe care tata l-a avut în profesiunea, care e mai mult decât o profesiune, este o profesiune de credință, ca să spun așa, a dascălului. Așa de tare a crezut în această profesiune, încât îți mărturisesc că când mi-am pus eu problema alegerii unei profesii, nu am vrut să mă fac învățător sau profesor, pentru că mi s-a părut o profesiune mult prea grea. Am preferat să mă fac inginer, pentru că nu cere atâta har, atâta talent și atâta dăruire. Din fericire, în primii ani am fost și eu profesor, dar la studenți, unde nu e chiar așa de greu precum a fi învățător. După mine, profesia de învățător este cea mai grea profesie după profesia de mamă. Să predai la clasa întâi, mi s-a întâmplat o singură zi să fiu învățător la clasa întâi și odată trebuie să scriu o epopee adevărată despre cum a fost ziua aia. Iar să fii la educator la grădiniță, bărbații nici nu pot să îndrăznească. Decât în filmele cu Schwarzenegger. Da. Ce mi-a plăcut la discuția pe care am avut-o la Boița, în fața profesorilor care erau acolo și a dascălilor, și aici Cristian Român a avut un rol important și a strălit foarte tare pe cei mici, însă mi-a plăcut așa că le-a spus, sigur că nu l-am băgat în seamă pe tatăl meu, era tata la urmă, ormi ce să-mi bat eu capul să citesc materialele alea, știți, dai seama după ce pleacă cine era de fapt. Nu, să știi că am stat și m-am gândit un pic, în etapa fiecărui copil, adolescent, există o perioadă în care te rupi, un proces foarte dureros
în care, pentru că vrei să-ți impui propria ta personalitate, intri într-un conflict cu părinți. De ce? Pentru că tu îți formezi personalitatea și, evident, personalitatea ta trebuie să fie o personalitate originală, fără să copieze modelele părinților, deși modelele părinților se vor afla impregnate în această personalitate fără să știi și fără să vrei. Da. Acele momente au fost ca un moment în care îți iei privirea de la părinți și încerci să focalizezi viitorul, să-ți formezi tu o personalitate și din nefericire uiți pentru câteva momente, sper, pentru că uite, momentul ăsta a fost foarte fericit pentru mine, a fost un moment de rememorare și de readucere în planul, în atenție a părinților mei, pentru care am o stimă deosebită. Luăm un moment de promo, ne întoarcem apoi la bătălia între generații, că despre asta vorbește în general Descu. Cu opțiunea DVR de la UPC poți să oprești, să derulezi și apoi să continui să urmărești emisiunile difuzate în direct când dorești. Redescoperă privitul la televizor. Emisiunile tale favorite rulează atunci când vrei tu. Comandă acum opțiunea DVR la 031 100 1000. Cum vă spuneam. Bun, după ce au spus, Obreja face profit din bani publici. O echipă puternică astăzi în studio. Nu puteam să renunț fiindcă aveam o clauză de a plăti 500.000 de euro dacă îmi dau demisii. În campionatul nostru nu a avut o evoluție bună, în cupele europene ce? Da. Eram aproape și să ajungă în primăvară european. Pe Tătărușanu l-am luat de la Liga 3-a. Nu credeam! Nu fond de ce, n-ar fi nicio crimă până la urmă. Văcărescu, Carmen Silva, Iulia Hajdeu sunt doar câteva dintre reprezentantele intelectualității feminine europene care au trăit în România secolului al XIX-lea. Despre modul în care femeile au creat punți de legătură între culturile țărilor europene ale vremii se va discuta la conferința internațională Women's Writing and East-West Connections Within Europe. Evenimentul este organizat de Institutul Central de Cercetare Științifică al Universității Spiru Haret și Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Specialiștii din 19 țări europene vor dezbate aceste subiecte interesante împreună cu profesorii și studenții români între 26 și 30 aprilie la sediul central al Universității Spiru Haret din București, strada Ion Ghica, numărul 13. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Casa Dulce Românească. Astăzi suntem din nou pe meleaguri bucovinene. Duminică dimineață la ora 10 și 30 de minute, Cătălin Maximiuc vă dă întâlnire cu Muguri de Cântec. În cadrul emisiunii Casa Dulce Românească, realizată de această dată la Prisaca Dornei în Bucovina. Mie îmi place să vin cu argument. Homeopatia vindecă chestii care oricum trec ele singure. E bine, Ministerul Sănătății aprobă continuarea unui curs de magie.
La final nu mai contează, contează povestea pe care o spui. Ne întoarcem în studio, suntem la Băița, în mărginimea Sibiului, am vorbit despre învățătorul Ion Albescu, al cărui nume îl va lua școala locală, am vizitat școala, sigur că se cunoaște cumva, nu știu cum să spun eu, o atmosferă chezarocrăiască care e acolo, care e la multe școli din Transilvania, dar elevii erau toți aduși, îmbrăcați frumoși, ca de Paști, cum e la țară. A fetițele aveau uniformă, probabil că și băieței, de la băieței nu se observă. Și când am intrat, eu și cu inginerul Albescu, puțin mai târziu, împreună cu directorul, cu preotul, cu primarul, cum se întâmplă, Cristi le ținea deja lecții la copii, care aveau ochii mari așa, cât farfurioarele, și eu cred că dacă ai face un minut de lecție de acolo, nu, așa, capet... Doar câteva comentarii am de făcut, pe măsură ce își prezint imagine. Le-am arătat Universul, le-am arătat galaxia pe care ți-o duc dumneavoastră mai devreme în plasmă, puteți să o luăm și jos, după care le-am arătat galaxia noastră, uite, le-am spus povestea cu Hercule, cu Hera, de ce e numele Calea Lactei, i-am arătat că sunt, erau cu ochii mudiași, da. Și uitau la mine, i-am arătat unde poziționa soarele și aici a venit momentul meu de surpriză mare. De surpriză mare, am arătat de sistemul nostru solar. Deci, vede soarele, ce mare, le povesteam așa cum îmi place să le povestesc, și alea sunt planetele. Mercur și odată am fost acoperit de vocile lor, care a început Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton. Era să, cum să zic, a fost pentru mine așa ceva, nici nu știa cum să mai reacționez. Știau tot. Nu făcut decât să-i aplaud și este o surpriză. Ei, probabil din cauza unui profesor. Un profesor, pe urmă am aflat după ce am ieșit, am aflat care este explicația faptului. Ei învață la școală, dar de obicei uită. Ei în fiecare an, în luna octombrie, au săptămâna spațiului, în care profesorii inimau și le povestesc la copii cum e alcătuit Universul, cum începe să fie cucerit spațiul cosmic. Și pur și simplu, pur și simplu am rămas uimit și poate că de acolo chiar eram ușor paralizat. Poate că de acolo se vor ridica unii dintre mari. Eu le-am zis, le-am făcut o previziune. De ce am zis, măcar 10-20, erau vreo 40 acum. Măcar 10-20 va trebui să vă ocupați de chestiile astea care țin. Boicenii, mărginimea Sibiului, toată zona Sibiului și Făgărașului are densitatea de membri a Academiei, trimiși în Academie, mult mai mare decât restul țării. Da, sunt ambițioși și foarte, foarte curioși. Școală veche, școală veche. Acolo au fost întrebări și a fost mult mai vioaie atmosfera. Da, nu? Da, la liceu Gheorghe Lazar ați văzut panourile acelea în care erau foști absolvenți ai liceului Gheorghe Lazar, da. Era da. Pe lângă ce amintiți aici. Bine, acum să nu uitați că Sibiu, prin această asociațiune Astra, a cultivat în zonă tot ceea ce era mai bun din cadrul națiunii române. Deci asociația Astra, alături de Biserica Ortodoxă Română în Transilvania, a adus românismul atâta foarte mult, a susținut românismul pe vremea asupririi austro-ungare. Atunci noi am avut șansa cu această asociațiune și cu biserica să ne păstrăm tradițiile, să le cultivăm chiar și să valorificăm oamenii cu totul deosebiți, care apoi și-au mai continuat o parte din ei munca sau activitatea în România. Însă, tocmai de aceea, pentru mine, ca ardelean, am un respect deosebit pentru asociația Astra și pentru Biserica Ortodoxă din Transilvania. Poți spune de altfel, școala din Boița a fost școală ortodoxă. Ea era finanțată de biserică, de Biserica Ortodoxă, pe lângă biserică. Să spunem însă că vechimea contează. Uite, țara merge la școală în întregime de la Spirul Haret. Deci 100 și câți ani? 150. Se simte la ora actuală.
spun de câte ori sunt întrebat că știința românească, de pildă, este în formă foarte bună și explicația este faptul că se merge la școală peste tot, deci se poate face selecția. Încă e trist că selectați de la țară sunt puțini din cercetare în universitar în vremurile noastre, în generația asta, ceea ce înainte însă se întâmpla frecvent. Cei foarte buni la carte erau trimiși mai departe și erau, cum spune tatăl tău, dascăl ziditor de suflete. Ce frumos titlu, dascăl ziditor de suflete. Da. Adevărul este că întotdeauna, asta este funcția principală a dascălului. Modul în care ne așează arhitectura sufletului. Noi avem amprenta dascălilor noștri alături, bineînțeles, de părinți, amprenta părinților. Da, și când se întâmplă și un mentor care îți apare în viață și te tentează și zice tu ai să faci aviație, ca să zic așa, e un exemplu, și te și duce la aeroportul cel mai apropiat unde faci planorist sau parașutist, cum a făcut Cristi, pe urmă n-ai încotro, ajungi la facultatea de aeronautică, uite exemplu, nu? Dar chiar la Mangalia, de unde ești, a existat cineva care te-a convins să te duci la... Marinei și de ziua Marinei venea onorul aviației pentru Marina Militară Română și erau niște miguri 15 foarte frumoase, zburau aproape că îi vedeam pe pilos foarte jos și de atunci, să zic așa, deși era sedită mai devreme. Eu cred că în continuare dascălii ar trebui să aibă rolul de care spuneați mai devreme. Eu cred că în multe locuri, chiar și la Sumă, Boița e doar un exemplu, și pe de altă parte mai trebuie făcut un pas. În vremurile acelea despre care se vorbește în cărțile de toate dumneavoastră, întreaga comunitate îl sprijinea pe tână să meargă mai departe la școală. Nu știu dacă poate în Boița a rămas. Nu știu dacă asta este un fenomen care se mai întâmplă și în zilele noastre. 1% dintre studenți sunt proveniți de la țară. 2% zice. Sau 2%. 2%. Și 10% dacă ar fi. Din moment ce jumate din tineri, de fapt, sunt de la țară. Da. Studiile au devenit extrem de costisitoare. O chirie, taxele școlare. Statul la internat. Asta este marea nedreptate care se fac copiilor care provin din zonele rurale. Dar să nu uităm, inteligența nu se naște după criterii sociale. Deci inteligent poate să fie un copil de păstor, așa de inteligent încât dacă ar fi cultivat el să ajungă premiant Nobel. Deci aici nu cred că înțelegem noi exact faptul că un sistem de învățământ trebuie să fie ca sistemul acela de strângere a pepitelor de aur, care nu pot să fie doar într-o anumită zonă, ele sunt răspândite și trebuie de aceea să faci învățământ de masă care are rolul de a depista și de a cultiva într-adevăr talentele cu totul deosebite pe un fond de ridicare a civilizației, pentru că știți ce frumos scria tata aici așa, să vă citesc la un moment dat care este. Nu știu dacă aici, spune așa despre cineva, zice, cine deschide o școală, închide o pușcărie. Da. Deci, practic, școala este o chestie de civilizație care face ca oamenii să devină mai buni și mai corecți, mai productivi, mai... Deci, și invers, elementele antisociale să poate fi frânate. Eu nu spun că da, dar și acestea nu sunt normale. Sigur că repartiția, distribuția... Distribuția este absolut aleatoare. Da. Dar începe, crește la minte copilașul mic, e ca un burete la 1, categorie. 2, 3 ani, da. Și atunci mediul familiar e esențial, iar dacă mediul este înconjurat de electronică, de... Categorie. Dintr-o dată e în altă parte, dacă are cărțile pe care... După ce învață să citească, ei sunt puse în mână, dacă. Deci sunt o mulțime de factori pentru care puteți spune că... Dar părerea mea este că investiția în învățământ este o investiție prioritară. Nu există investiție pe care o societate să o facă, indiferent în ce industrie. Aș putea spune chiar și în informatică. Nu este așa de important, deși sunt în informatică, nu este așa de importantă ca în învățământ. În învățământ formezi omul. Ori la ora actuală, în toate zonele, materiile prime, poate că acum sunt mai importante, tehnologiile nu mai sunt importante, cele mai importante resurse sunt resursele umane.
Și de aceea, pentru mine, este o mare tragedie că ne pleacă oameni, ne pleacă oameni în străinătate. Sigur, poți să spui frumos că ne putem lăuda că avem mari coliți în Statele Unite la Microsoft. Nu. Pentru mine este o durere. Pentru că noi trebuie să ne formăm oamenii ăștia, să-i ținem și să-i valorificăm pentru zona în care trăim, pentru societatea în care trăim. Suntem ca acea distribuție gaussiană în care cineva ne-a ciuntit și rămânem cu media un pic mai deviată, lucru care nu e bine. Lucru care nu e bine. Bun. Cum ar fi rezolvarea? Fac un contract cu elevul când absolv, da, îmi dai înapoi, da, banii? Nu. Nu, cum? Nu trebuie să-mi dai înapoi bani. Dar orice fel de afacere, că în definitiv și școala este o mare afacere. Și pe plan mondial, mai mare, una dintre cele mai mari. Tu mi-am investit în tine, fă-mi... Știți care era principiul comunist al lui Ceaușescu? Stagiatura. 3 ani trebuia să te duci acolo. După aceea te puteai duce unde vrei. Principiul ăsta nu văd de ce să nu existe. Dom'le, 3 ani... Replica poate să fie așa. Bun, dar n-am loc de muncă. Ceea ce crede-mă că se întâmplă. Deci absolvenți de politehnică buni spre mediu nu-și găsesc loc de muncă, cei foarte buni găsesc imediat. Statul trebuie să facă următorul lucru. Să mijlocească instituții românești care să poată să facă contract. Nu statul trebuie să facă contract. Instituțiile românești, firmele românești, să vină în școală, începând din anul 3, și copiii foarte deștepți, copiii cu merite, cu rezultate profesionale, vădit foarte bune, să-i sponsorizeze, domnule, îți plătesc toată școlarizarea, începând din anul 3, 4 și 5, dacă tu anul 6, 7 și 8 vii la firma mea, după care poți să te duci în străinătate unde vrei. Asta se întâmplă. De pildă, Universitatea Spirul Haret sponsorizează copii de la țară care vin să-și facă facultatea aici. Eu vorbesc de firme. De firme care să facă cu ei și să vină la firma respectivă. Sunt multe firme care ar dori. Nu există platformă legală. De exemplu, eu dacă angajez la firma în care lucrez pe cineva, asta poate într-o jumătate de an să plece. Ceea ce nu mi se pare corect. Pentru că mă lasă și pe mine cumva în aer și totuși are o anumită datorie față de stat. Bun, asta e problema contractului de muncă, așa cum se face el. Păi contractele noastre de muncă sunt foarte prost distribuite. Noi am înțeles capitalismul ăsta ca avantaje comuniste cu... sau așa de amestecat încât am ales toate părțile proaste din cele două. Pentru că și capitalismul și socialismul au avut niște lucruri bune. Dar au avut și una și alta niște lucruri proaste. Noi le-am asociat doar pe alea proaste. Adică elementele proaste din socialism le-am asociat cu elemente proaste din capitalism și am făcut o societate care nu este cea mai bună. Eu am participat la UNESCO la dezbateri pe tema fugii creierelor. E groaznic. Toate culmea că directorul școlilor de pe pământ era american. Și el se plângea, zicea, știu că vă plângeți toți, că vin spre America mai ales, dar și eu trebuie să mă plâng că de la mine, din Virginia, de unde sunt eu, fug în California toți. Și nimeni nu vrea să aranjeze. Nimeni nu vrea să aranjeze situația asta. Realitatea e că, având în vedere că acum cam toată populația globului e pe calculator, se mișcă în, îți e ușor să dai puncte, ce se întâmplă asta, să dai niște bonusuri, niște vouchere se cheamă, da. Și cu voucherele astea tu, studentul, trebuie să le plătești după aceea lucrând în locul cu tare. Deci există sistem. Da, în orice caz trebuie pus la punct și la noi, bine, pentru că ne pleacă. Dar să le punem la punct până, da, până nu rămânem cu lumina stinsă. Nu rămâne cu lumina stinsă, rămâne o singură instituție care funcționează în gol, facultatea, și pleacă toți, știi? Iar eu și cu el și cu tine plătim pentru facultate, că nu, da, din banii publici. Nu, eu mai sunt ales de acord. Dom'le, statul are, da, foarte, are o, ca obiectiv învățământul liceal, obligatoriu, sau până când e, dar după aceea facultatea asta, nu, asta ți-o plătește statul, dar nu neapărat în beneficiul tău și în beneficiul statului. Adică găsiți ceva care să echilibreze situația, pentru că, cum să spun, formăm cadre pentru Statele Unite ale Americii. Eu nu sunt împotriva Statelor Unite ale Americii, dar mă întreb dacă trocul este corect în... Absolut de lucru, spui corect. Nu este reciproc avantajos. Dacă într-un viitor ne gândim ceea ce se speră că va exista în societatea umană un fel de dictatură a universităților, asta e una dintre speranțele politice. Universitățile, deștepții pământului, vor conduce în, sigur, democratic, cu votul care va fi. Ei, în cazul ăsta,
cred eu că deplasarea spre universitate particulară va fi din ce în ce mai mare. Eu, unul, deși sunt om de stânga profund, cred că universitățile trebuie să fie, să trăiască din banul cu care vine absolventul liceului și mi-alege facultatea asta de aici, din Cluj, din București, și înseamnă că am profesorii buni și sunt bine organizat și se creează concurența inevitabilă. Da, eu nu văd de ce universitățile trebuie să fie de stat. Nu văd. Facultatea este facultativă, deci dacă vrei să o faci, poți să o faci pe proprii, dar statul ar trebui să aibă burse. Burse ca studenții care nu au posibilități, dar care au mari inclinații, să poată să urmeze orice universitate, inclusiv universitățile particulare, sponsorizate de stat. Un exemplu pe care îl recomand politicienilor este al Indiei. În India, absolvenții de liceu primesc bursă de la stat și am văzut cu ochii mei la New Delhi, stăteau la coadă la un târg de educație, la universitățile care ofereau mai ieftin, mai bun, mai potrivit, la cei mai mulți plecau spre Australia, din India, și are în obligație studentul care îți pleacă cu bursa acolo, e obligat să lucreze pentru India. Iată, și uite că există niște formule pe care noi ar trebui măcar să le studiem, da. Nu neapărat să le copiem. Eu sunt împotriva copierii unor lucruri care merg în India, dar s-ar putea să nu meargă la noi. Dar cumva am putea înțelege care sunt mecanismele și să le adaptăm sau, la noi. Să inventăm ceva ce li se potrivește nou. Exact. Aceasta este marea problemă, într-adevăr, a plecării creierilor. Cea de-a doua fiind cea pe care am discutat-o deja, că trebuie făcut pentru mediul rural ceva. Venise ministrul Mihai Hârdău cu o idee pe care eu am îmbrățișat-o foarte tare, construirea de campusuri școlare, nu universitare, școlare. În locul cutare din mărginimea Sibiului, e o școală mai mare care are laboratoare, are oameni de înaltă calificare, are amfiteatru, are terenuri de sport, are, și atunci ți-i aduc la un fel de semi-internat aici cele 5 zile pe săptămână și îi țin la oaltă pe copii. Ei sunt în felul ăsta o mai bună... Nu, pe de altă parte, eu mă gândesc și la următoarea chestiune. Noi avem, mai avem, pentru că ăștia n-au fost tentați prea mult, niște profesori universitari cu totul deosebiți, în toate zonele. De ce acești profesori universitari sunt captivi în anumite centre universitare și nimeni nu încearcă să-i ajute să facă un fel de excursii, cum le-am făcut noi, niște călătorii în care, cum să spun, să lase în fiecare sat sau școală sau centru liceal pe care îl ia la pas, sămânța aceea care numai o personalitate cu totul deosebită o poate face în sufletul liceiștilor. Vreau să spun așa că Ion Dumitrache probabil ți-a fost asistent. Nu asistent, profesor universitar. Acum profesor universitar, dar pe vremea când erai student. Când eram student, da. Nu era chiar asistent. Era deja lector. A fost rector al Politehnicii, da. A pus la cale o asociație care se numește Creding, o coaliție pentru educație, pentru învățământul politehnist. A și fost în emisiunea noastră acum 2 luni, cred. A anunțat asta. Întâlnirea are loc. Sunt deocamdată membrii fondatori, sunt ingineri, cu o singură excepție, profesor de matematică. Eu am participat la asta ca jurnalist invitat. Invităm pe această cale și pe inginerii care vor să facă parte din Creding pentru asemenea idee. Dar, atenție, profesor universitar care vine să întâlnească la Boița cu copiii n-are harul pe care îl are Cristian. Nu, eu nu vorbesc de povestea asta. Eu vorbesc de profesori universitari care ar trebui să bată liceele. Asta știe limba liceanului. Trebuie să o învețe. Dacă nu știe. Nu, în mare parte nu o știe. Nu. Eu tocmai de ce spuneam că meseria de profesor universitar este mai ușoară decât meseria de învățător. Ora de elocință nu se face în școlile noastre. Asta e. Dar se învață, nu? Nu, poate învăța. Se poate învăța. Poți să înveți dacă. Aici, ca să completez un pic, în statele în care pleacă tinerii noștri, la facultățile respective, sunt cursuri de comunicare. Da. Pentru facultate de fizică, de exemplu, are un curs special de comunicare, care e pe 2 categorii. Comunicarea către oamenii de știință, comunicarea către public. Iar asta și învață câteva reguli simple și în felul acesta, ori de câte ori mergem afară să vedem o prezentare, că am fost în Olanda la un moment dat, aveau niște prezentări extrem de clare și pe înțelesul tuturor. Da, eu
pledez pentru faptul că, cu puține excepții, am avut asemenea experiențe, dintre toți colaboratorii revistei Știință și Tehnică, toți puteau să facă aceste eforturi de comunicare în cadrul colocvilor de Știință și Tehnică. E adevărat, nu toți o făceau cu același har. Și cu același har și cei care veneau cu noi în asta erau totuși, se face o selecție naturală. Profesorii de excepție, da. Oamenii de mare calibru intelectual. Doamna Mincu, toți, domnul Stăncescu. Toți. Deci, Ovidiu Bojor, este de datoria școlii ca toate aceste vârfuri, care totuși zac în anumite centre universitare, să fie valorificate și să fie impulsionate să facă. În definitiv, norma asta didactică poate fi făcută atâtea ore de curs, atâtea ore de și atâtea ore de excursii pentru explorarea potențialului uman în devenire din centre mai puțin cunoscute. Eu cred că nici n-au încotro, trebuie să fac asta. Trebuie să o facă, da. Pentru că s-au mulțit universitățile particulare, unele dintre ele chiar bune, pentru că legea asta cu scosul la pensie la 65 de ani a marelui profesor. Și cu asta nu din multe puncte e o prostie. Ce fac cu marele profesor? El trebuie să lucreze undeva și el poate lucra la o universitate particulară atrăgând studenții acolo. Experiența unui om, inteligența și mai ales, cum să spun, ceea ce vine cu timpul, această înțelepciune, astea sunt valabile până și la 90 de ani. Uitați-vă la marele actor Beligan. De ce n-a fost scos la pensie? Eu am văzut zilele trecute. Am văzut zilele trecute un spectacol de o extraordinară egoistă. Și l-am văzut la Timișoara. Am fost la Timișoara la o acțiune și când acolo era Beligan, m-am dus acolo, am lăsat toate și am văzut la Timișoara acest spectacol, ceva care m-a tulburat cu totul deosebit. Și nu m-a tulburat pentru că și spectacolul a fost foarte bun. M-a tulburat puterea, spiritualitatea acestui om care, cum să spun, stă în spirit. El, din punct de vedere al trupului, nu prea e prăbușit aproape total, dar îl ține spiritul, parcă, cum să spun, lumina când rare sunt țările care au un actor de forța asta. Care este problema cu pensia? Cu pensia. Este o problemă. Curețe locurile, să vină lumea tânără. Nu, vă spun eu, oamenii de excepție nu trebuie să fie supuși acestor paturi ale procust. Oamenii de excepție trebuie să aibă legi de excepție. Da. În România nu există asemenea legi. Numai de excepție. Numai că întrebarea care se pune este cine pune ștampila că e de excepție. Nu. Noi toți ne dăm seama. Da. Hai să arătăm în trebuie să-mi o revistă de știință. Guvernul că Beligan e om de excepție. Da. O revistă de știință pentru copii, Terra, care are mai mulți ani și care are mare succes, are tiraj foarte mare, de 10.000 de exemplare, o scoate domnul Diaconescu și de la a încăpătat, aduse de domnul Alvescu de la Timișoara, revista de science fiction Helion, pe care o scoate neobositul Cornel Secu și care ține în viață ideea că imaginația este strict necesară, pentru că emisiunea noastră se numește Știință și Imaginație, avem experiență de zeci de ani, ca să spunem că și cu vizitele pe care le-am făcut în laboratoare, că știința fără imaginație nu se poate și nici povestile numai de imaginație pură, numai de fantezie, nu merg. Sau merg numai până la un punct. Despre știință și tehnică câteva cuvinte din istorie, din mai avem 5 minute. Da, pentru mine este o perioadă de nostalgie. Da. Bine, e și nostalgia vârste pe care am avut-o. Eu am fost la Știință și Tehnică, nu știu dacă știi, cel mai tânăr redactor șef comunist. Ba, cred că erai și cel mai tânăr din tot corpul redacțional. Da, atunci când am venit, da. Dar după aia am avut de grijă să nu las această excepție. Nu pot să spun. În crezul meu la revista Știință și Tehnică, cred că până la urmă este crezul pe care mi l-a transmis fără să-și dea seama și probabil că eu l-am refulat fără să-mi dau seama, crezul tatălui meu. Așa. Trebuie să faci ceva pentru comunitate. Deci, mie mi s-a părut că oamenii au nevoie pentru a fi mai buni, mai deștepți, mai bine informați de această revistă, nu numai revista, după cum știi, a fost încercarea vieții mele, am încercat
foarte multe variante cu colecția de povestiri științifico-fantastice care s-a transpus în almanah, apoi am încercat o revistă de psihologie, dar care n-a mers. Ulterior, după 90, toate aceste lucruri s-au materializat. Am avut și o revistă chiar de business, Business Tech International, o revistă și o excelentă carte, dacă vă amintiți, aia am și acum în suflet, Codul bunelor maniere în afaceri, care de fapt este codul de comportament civilizat pe care ar trebui să-l avem toți. Și să-l aibă societatea capitalistă, care trebuie să fie nu numai cu zeul profit, ci să lucreze și etic. Și toate explicate foarte, foarte corect și științific de către o distinsă doamnă, Letiția Beldrici, care avea legături cu România și care ne-a dat aproape pe gratis drepturile de autor. Bun, pe gratis. Ăsta e capitalism? E, uite că și ăsta era capitalism pe care îl salutăm. Pentru că nu tot ceea ce facem în fulguranta asta existență pe planeta Terra trebuie să scoată bani. Eu sunt foarte, foarte supărat de noua generație care a adoptat cuvântul să fac bani. Nu. Noi trebuie să facem o activitate utilă social din care, prin valoarea ei, să iasă bani. Nu. Acum să fac bani. Trebuie neapărat să fac bani. Fenomenul știință și tehnică, pentru că de fapt așa aș putea să-l numesc, de mare importanță pentru civilizația românească, căci ingineri au ajuns în facultăți și au ieșit ingineri, că cercetători sunt astăzi, îi datorează lui Ioan Albescu enorm. Succesul de anul acesta a revistei este în continuare a ceea ce a făcut el timp de două decenii la știință și tehnică. Și felicitări încă o dată postum tatălui care de undeva se uită și zice, uite, am un fiu care duce mai departe. Da, sunt obligat și mă simt onorat că pot face treaba asta și, pe de altă parte, să vă mulțumesc că m-ați putut ajuta, pentru că a fost un gest frumos. Și pentru noi a fost un moment deosebit. Asta a fost Știința și Imaginația de astăzi. O zi bună, România!